Mircea Muntean va fi candidatul Partidului Social Românesc la alegerile pentru primăria Deva. Anunțul a fost făcut sâmbătă în cadrul conferinței regionale a formațiunii politice. Astfel, politicianul care a condus timp de 4 mandate orașul reședință de județ va încerca să recâștige la anul administrația locală. Chiar dacă conferința regională avea o cu totul și cu totul altă temă, Mircea Joană, președintele PSRO, a făcut anunțul la începutul evenimentului. Mircea Muntean va candida animând echipa PSRO din Deva la primăria municipiului reședință de județ al județului Hunedoara. Mircea Muntean este încă membru PSD, dar susține că își va anunța demisia în plenul Camerei Deputaților. Cât despre decizia de a părăsi Partidul Social Democrat, fostul primar spune că a ales să facă acest pas deoarece a simțit că partidul se joacă cu el. Timpul nu-mi permitea să mai aștept din partea vreunui partid sau vreo formațiune politică sprijin pentru primărie. Eu am sprijinul meu personal. Mi-ar fi plăcut să candidez chiar și independent, dar cum devenii sunt oameni politici în general, chiar dacă unii zic că nu fac politică, ei trebuie să înțeleagă că fără o listă de consilieri n-ai să poți să faci nimic. Candidatul PSRO la primăria Deva la alegerile locale din 2016 a mai spus și care vor fi măsurile pe care le va lua dacă se va reîntoarce la conducerea administrației locale. Și pe urmă mă apuc de treabă serios. În primul rând, cum am zis, parcul de mediu către Mureș, unde acolo facem piste de biciclete, nu aici unde nu merge nimeni, încă de când le-o termina de 3 luni, pentru că, evident, oamenii nu-și dau copiii să-i lovească automobiliști în stațiile de benzină de pe marginea drumului. Unde ați văzut că a mai apărut un sens giratoriu, unde sunt și semafoare la gară. Ce veți face? Da, ăla e un sens giratoriu potrivit. O să-l lărgesc și o să creez benzi de stocaj, cum făcusem eu proiectul, și nu prostia asta în care ai blocat tot traficul și pe DN-ul. Era ceva care după ce l-ai ucis cu 7 semafoare care nu bat niciuna, niciunul cu celălalt, tot roșu, iară verde, iară roșu, iară verde, deci un dezastru pentru ori. Și le demonstrez la Deven că în 5 zile toate adormirile astea care le-a făcut primarul în ultimii 3 ani de zile, le voi dărâma și le voi da trecutul. Să fie convins că nu mă joc cu treaba asta. Mircea Muntean a fost primar al Devei din anul 1996 până în anul 2012.